Biletul zilei la pariuri sportive pentru azi e 9 iunie plus pontul zilei și bineînțeles încă 12 bilete adunate de prin grupurile de pariuri sportive de la cei mai buni pariori amatori din România care bineînțeles postează absolut gratuit și și-au dat acordul să le reposteze aceste bilete zi de zi aici pe canalul nostru. Așa arată biletul de la Adrian Ilie plasat la Superbet codul aveți mare în stânga și continuăm cu un bilet cotă uriașă 361 de la Georgescu Gabriel. Seria biletului aveți în stânga, pronosticurile le aveți în fața ochilor aici, sper că se văd destul de clar. Puteți spune stop dacă mișc prea repede ecranul și bineînțeles să plasați integral sau să alegeți ce vă place. Biletul zilei arată așa, cotă 309. Pontul zilei este duelul de la Roland Garros dintre Djokovic și Alcaraz, unde cred eu că niciunul nu poate câștiga la 0 meciul. Casparud Zverev peste 3,5 seturi, mă aștept și aici la un meci extrem, extrem de echilibrat. Și solistul de mâine, categoric în opinia mea, Manchester City câștigă partida cu Inter Milano, cotă 1,47, așa arată biletul zilei seria biletului o aveți aici. Continuăm cu bilet de la Gheorghe Ilie în colaborare cu alți pariori. Așa arată biletul său. Imediat vă arăt și seria biletului o aveți sus 9992 liniuță YNU DW6. Simona are vine și acum bilet la Superbet. Și, bineînțeles, Matei cu două bilete, unul cotă 222 și celălalt cotă 178. Continuăm cu 6 bilete de la Adrian Nazar cu cotă 222, cotă 343, toate la Superbet, cotă 155. Cotă 180, 171 și ultimul bilet, cotă 2320. Dragi prieteni, nu uitați celelalte bilete de la Florin Gelbere um, sau alți pariori foarte buni, precum Rădoi Marian, le găsiți pe comunitate. Eu am fost Nicolae Vasile.